Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Robert Urucu a scos o melodie specială pentru câștigătorii sezonului 2 Puterea Dragostei. Bianca Comănici și Livian sunt mari câștigători ai sezonului 2 Puterea Dragostei. Robert Urucu, iubitul Marinelei, a scos o melodie pentru cei doi îndrăgostiți. Piesa se numește Hai să nu ne mai ferim și este declarația de dragoste a Biancăi pentru bărbatul vieții ei, Livian. Tânăra câștigătoare a sezonului 1 și 2 Puterea Dragostei apare în clipul filmat pentru băiatul lui Nelson Mondialu. Piesa este o dedicație a Biancăi pentru Livian. Prima strofa melodiei este chiar scrisoarea de la Livian pentru Bianca, a declarat Robert. Această melodie este pentru omul care mi-a schimbat viața. Mi-a arătat ce înseamnă dragostea, respectul și fericirea. Marinela și Bianca au rămas prietene și după terminarea emisiunii Puterea Dragostei. Ba mai mult, Bianca a rămas la mari după ce a revenit în țară, iar cele două prietene au petrecut timp de neuitat. Mari și Robert le-a fost alături celor doi câștigători ai sezonului 2 în orice moment. De altfel, Bianca a recunoscut că Mari îi este o prietenă adevărată și că n-a rămas lângă ea pentru că ar fi avut vreun interes. Livian și Bianca au fost desemnați câștigătorii sezonului 2 de la Puterea Dragostei. Cei doi au strâns cele mai multe voturi atât din partea colegilor cât și din partea telespectatorilor. La final, copleșită de emoție, Bianca a decis să-i ofere trofeul său lui Ligi, prietena sa din competiție. La revedere, pe curând!